Administrația locală vine cu vești bune pentru timișoreni. În această vară, strandul termal își redeschide porțile. Ne-am apucat să facem curățenie la termal. E prima etapă din planul nostru de a redeschide strandul în această vară. Sunt camioane de gunoaie lăsate în urmă, interioare vandalizate, zone în ruină totală, transmite primarul Dominic Friț. Terenul a fost eliberat de cei care își desfășurau activitatea ilegal, astfel va funcționa din nou pentru timișoreni. Săptămâna trecută i-am evacuat pe cei care 10 ani au folosit strandul orașului, au făcut bani frumoși, dar nu au plătit un leu la bugetul local. Mulți m-ați întrebat dacă nu vor plăti. Bineînțeles că da. Avem deja o sentință definitivă la înalta curte prin care sunt obligați să plătească bugetului local 7 milioane de lei plus 31.000 de euro pe lună până la eliberarea terenului. E doar primul pas, a mai precizat Dominic Fritz.